Vă spuneam că în seara asta o să încercăm să aflăm câteva răspunsuri sau măcar să ni le împărtășim îndoielile și întrebările cu oameni pe care știu că îi priviți și prețuiți. Mă bucur foarte mult ca în această oră să fiu împreună cu maestru Dan Puric. Mulțumesc mult pentru promptitudinea răspunsului la invitația pe care v-am adresat-o astăzi în primul rând. Mulțumesc și eu pentru invitație. Mă bucur să fim împreună și nici nu ne-am zis alo. Și am descoperit că eram măcinați de aceeași indignare și cumva era cea care ne-a și reunit aici. Erau toate aceste vești pe care le-am primit în ultimele zile și care, uite, că nu se opresc. Despre felul în care ne facem rău singuri, pe lângă răul ăsta planetar care a coborât, nu știm încă de unde, peste noi. Pare că iarăși ne descurcăm bine în a ne face rău singuri. Da, pe semne că este o artă, dar ar trebui să și definim odată pentru totdeauna acest rău. Pentru că dacă rămâne numai în spectrul confuziei, înseamnă că suntem victime. Și eu cred că rolul acesta de victimă nu mai trebuie să-l jucăm. Eu știu că un om care crede în Dumnezeu nu este o victimă. El poate să fie un martir, poate să fie un creștin adevărat și un om cu ceea ce se numește spiritul de discernământ. Sau chiar un om liber, cum spunea Părintele Calciu, de pildă, da, credința de libertate. Știți că cel care a identificat adevărul cu libertatea a fost Iisus. În clipa în care ești în adevăr, ești un om liber. Și atunci această libertate și acest adevăr îți dă posibilitatea să vezi natura răului care vine peste tine. Eu am mai spus că suntem acum într-un dublu atac. După cortina aceasta, sigur, gravă din punct de vedere epidemiologic a virusului, mult mai gravă este virusul ideologic. În ceața aceasta și în teama aceasta legitimă a omului pe dedesubt, văd că este un fel de consecvență de a distruge umanitatea în sensul ei, în esența ei, ca să spun așa. Și atunci trebuie să diagnosticăm, știți cum se zice, diagnosticul este diagnosis, a vedea prin. Iar eu văd cu câtă consecvență se lucrează în spatele acestui pericol care este virusul la distrugerea structurii omului, a esenței lui. Nu mai vorbesc asupra poporului român că este un fel de ofensivă asupra naturii lui creștine, care a ajuns până la blasfemie, până la, cum să zic, insulta. Bine, acum dacă stăm să ne gândim cine a făcut răul, îl mai face. Metodele sunt cunoscute. Aproape că se repetă ca procedură, numai că de data aceasta este un dublu inamic și săracul om, el are grijă să se protejeze din punct de vedere al sănătății și nu mai are timp. I-a schimbat dominanta. Știți că când plânge copilul, zice, ia uite pisica, uite pisica acolo, uite. Îi mută centrul de atenție. E ca durerea nouă care te face să o uiți pe cea de dinainte. Da, da, se lucrează în mod paralel. Aici mie mi se pare răul cel mai, cum să zic, important. Bun, și diagnosticul dumneavoastră, social, diagnosticul social, da. Către ce vă duce? Către o planificare. Către o premeditare. Sigur, cu caracter criminal, a mai fost, nu e pentru prima oară în România. Și vezi faza finală, știți, ca la cancer, galopantă, unde nu mai au scrupule. Bun, cum îi combatem pe cei care poate pot să ne acuze privindu-ne că suntem conspiraționiști, că suntem adepții acestor teorii primitive la rândul lor, că vezi, Doamne, s-au adunat așa niște forțe multe ca să ne facă rău. Păi, știți că acum vreo 20 de ani sau 15 ani când vorbeam că sunt scenarii făcute împotriva României, au venit cu niște anestezii, să zică că nu e adevărat. Și când au văzut că nu putem dormi la aceste anestezii, au început atacul acesta pe față. Au zis, nu există conspirații. Bă, da, există, se văd. Acum sunt ca la lumina zilei. De ce să ne ferim de lucrurile acestea? Dar nu aici. Vedeți, de exemplu, ce s-a întâmplat în ultime zile și s-a ajuns așa la invective, insultele care au fost adresate direct Patriarhului și Bisericii și credinței noastre. Credincioșilor. Credincioșilor, am să vă spun următorul lucru.
Eu am citit multă literatură de detenție a oamenilor care au suferit fantastic de mult. Torționarii, cei care chinuiau în mod fizic, erau aleși dintre psihopați. Psihopatul nu are dimensiunea durerii a realității. Și atunci, în spațiu public, la noi s-a dat drumul la oameni care, cum să zic, au statut de formatori de opinie, de fapt mutilează. Dar ei ca ființă, Doamne ferește, și nu vreau să jignesc pe nimeni aici, este o problemă chiar medicală, ei se manifestă exact cum se manifestau torționarii. Știți că există un interviu teribil, cumplit, al lui Anton Fabian cu Țandără, torționarul. Mm-hmm. Și spunea aia, coposul, țuțea, aia sunt copii, nu știți câte am omorât eu. El, da, cum ați ajuns aici? Ci că întâi l-am omorât pe tata. Acești oameni care insultă cu nonșalanță, cum să spun, credința noastră, au în spate așa ceva. Nu trebuie neapărat să facă o crimă de genul acesta fizic, înțelegeți ce vreau să spun. Sunt aleși. Acolo sunt niște nume care sunt alese. Așa se explică lejeritatea cu care poți să o faci. Eu personal m-am născut și am fost educat să respect credința oricărui om de pe suprafața Pământului. Chiar nu... și a liber cugetătorului până la urmă. Sigur că da. Evident, și aceea este o opțiune personală. Opțiune, nu cași nimic în picioare. Aici cu o condiție însă. Și îmi cer scuze că v-am întrebat. Da. Eu m-am uitat zilele acestea la imaginile acelea care sigur au devenit vedetă, ca să zic așa, cu momentul depunerii jurământului pentru consilii locale de către niște cetățeni. Da. Aleși în acele funcții de consilier. Da. Și sigur, a fost o întreagă dezbatere dacă nu e până la urmă libertatea lor de a da la o parte Biblia și de a spune că jurământul îl depun doar pe Constituție pentru că au, repet, această opțiune. Perfect de acord. Numai că atunci când vezi că este ordin pe unitate, ca să zic așa. Când toți fac acest lucru, când se anunță de la început, de pildă l-am văzut la primăria sectorului 1, s-a făcut anunț de către anfitrionul ceremoniei că la solicitarea acelei formațiuni politice toți consilierii ei vor proceda așa. Și la fel au procedat și la Brașov. Și la fel au procedat și în alte părți ale României, dar toți. Atunci nu mai e libertatea individuală, nu mai e opțiunea ta personală. Deci ați ajuns la concluzia mea că totul e planificat. Deci s-au scos acum cadre noi revoluționare care, cum să spun, pe un buton răspund în grup la lucrul ăsta. Eu vreau să vă spun că poporul... E sectară oricum această atitudine. Da, dar haideți să vedem esența. Când juri pe Biblie, este raportul cu credința și raportul cu tradiția credinței în acest popor. Când juri pe Constituție, este un raport de tip administrativ. Eu personal mă rog la Dumnezeu, nu mă rog la Constituție. În clipa în care investești cu puteri absolute statul, te-ai înrobit. Libertatea absolută nu ți-o dă decât Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, în clipa în care omul moare, taina aceasta, sufletul care pleacă din el, știți că omul a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nu a fost făcut după chipul și asemănarea unei ideologii. Ce ne-a ținut pe noi 2000 de ani, sau mai mult, că suntem mult mai vechi? Ne-a ținut o Constituție și asta, Dumnezeu ferește, nu vreau să vorbesc în termeni negativi. Eu respect statul, respect important setul ăsta de reguli sociale. Constituția, categorică, da, și mersul trenurilor respect. Dar nu mă rog la mersul trenurilor. Eu mă rog la Bunul Dumnezeu. Poporul român nu l-am văzut să se roage la Constituție. Știți cum spunea Nicolae Iorga? Libertatea cea măruntă, de apropiere. Nu, zice, libertatea a țăranului, a moșneanului, nu libertatea constituțională care este ca o doică care vrea să te adoarmă. De pe atunci spunea Nicolae Iorga. Acolo intri într-un spațiu relativ. Dar ceea ce a sezizat dumneavoastră foarte bine este actul acesta de contaminare. Brusc din acest popor au apărut niște indivizi care au rejectat și rejectează public o ordine fiziologică a noastră. Aici trebuie văzut. Că repet, poate să fie acolo o decizie unilaterală, dar când ea este înregimentată... Păi da, ea nu mai este când este de grup, asta când zic. Este colectivistă, ea nu mai este unilaterală să zici, domne, crezi un om, nu mai știu ce. Ea este la ordine. Și atunci vă întreb dacă spuneați dintr-un început că e un plan. Da. Planul ăsta trebuie să aibă o finalitate. Nu? Sigur că da. Adică, mă rog, are niște etape, în primul rând, da, este... are niște artizani. Finalitatea este... Și are o finalitate. Finalitatea este distrugerea
sufletească acestui popor. Imunitatea biologică oricum e pusă în paranteză acum. Fiecare dintre noi putem fi condamnați de acest virus. Imunitatea biologică este fragilă, e pusă. Dar ei vor să distrugă imunitatea sufletească. Credința unui neam, oricărui popor de pe suprafața Pământului, este imunitatea lui. În clipa în care te legi de credința unui om, înseamnă că tu vrei să-i distrugi sufletul. Știți că zicea Victor Hugo că există un spectacol mai înălțător decât cel al cerului, sufletul omului. Sufletul omului se leagă de această credință. În clipa în care, vedeți, am paharul ăsta aici și îl ciocnesc de alt pahar, sunt două obiecte care se lovesc. Întotdeauna ideologiile de tip totalitarist au considerat omul un obiect. Dar omul nu este un obiect. După lovitură sunt consecințe și sunt consecințe grave. Iar acum în România, dacă nu se răspunde cu o atitudine puternică, vehementă, a liberei mărturisiri, la asemenea plan de distrugere, cum să spun, suntem, să știți, în ultima fază. Nu mai este mult timp. În clipa în care axul moral a unei țări este distrus și se înclină către o mocirlă morală, poporul acela intră în agonie. Eu am să vă dau un exemplu. De pe toate fronturile, eu am plecat, m-am retras și din teatru, pentru că arta a devenit un vector de transmisie a tot felul de infecții patologice. Dumneavoastră vi se pare normal ca la deschiderea anului universitar, un ATC la artiști, să se spună că punctele cardinale ale artei și ale orientării noastre sunt teoria gender și lesbianismul? Eu nu am nimic împotrivă cu niște oameni care au niște probleme și care trebuie să respectați la rândul lor. Dar cum să faci, mă? Să schimbi busola acestui neam? Când punctele cardinale acestui neam au fost credința și dragostea de țară. Cum îți permiți? Și nu s-a ridicat unul dintre artiști să zică, știți cum a fost Bretanion, episcopul Bretanion, Tomitanu? Când a venit Valens Arianu, a venit, domnule, la Tomis, s-a dus într-o, cum să zic, era o expediție împotriva goților și s-a întors. Și a început să-i spună episcopului Bretanion că Iisus, teoria asta ariană, telespectatorul trebuie să înțeleagă că era o erezie cumplită. Și episcopul Bretanion i-a explicat că a fost sinodul de la Nicea, natura dumnezească. Și el n-a vrut, și a vrut să-i oblige. Și atunci toată biserica a strigat: ieși afară, arianule! Și n-a ieșit afară împăratul, au ieșit aici. Că unde vă duceți? Ne ducem în biserica lui Hristos. Așa trebuie strigat acum. Ieși afară, aceea, arianule! La ceremonia aceea despre care vorbeați, ar fi fost eretic cel care se ridica... Nu mă interesează punctul de vedere. Pe mine mă interesează credința unui popor. Pe mine nu mă interesează punctul de vedere al unui neagică... Păi aici este problema. Eu pun, cum să zic, fac un examen de păreri asupra unei credințe. Știți cum a zis Immanuel Kant? La nivel de opinie putem discuta până mâine. La nivel de credință nu avem dreptul. Aici acum se schimbă busola unui popor. Și de aici urmează consecințe. Planul este dat pe toate fronturile. Eu v-am dat pe planul artistic. Noi suntem, cum să zic, respectăm o agendă, ne facem chipul românului după chipul și asemănarea unui abstracționist de tip european și stricăm chipul lui Dumnezeu din noi? Este un atentat asupra chipului lui Dumnezeu din noi. Păi dacă patriarhul acestei țări a fost insultat într-un mod ordinar, înseamnă că mâine etapa a doua este să faci cu drapelul național așa. Ceea ce s-a și întâmplat. Păi nu are voie să se întâmple. Și aici am să vă spun următorul lucru. La asemenea act de violență, noi nu mai avem forță militară. Noi nu mai, lăsați-mă să vă spun următorul lucru. Deci noi nu mai avem forță militară. Noi nu mai avem forță economică. Noi nu mai avem decât o forță sufletească. La așa ceva se răspunde cu o tărie sufletească. Iar tăria sufletească se manifestă prin mărturisire publică. Fiecare este dator să mărturisească împotriva acestor abjecții, că este medic, că este în serviciul de securitate al statului, că este artist, că este simplu om, credincios. Că mai sunt în țara aceasta, eu mă duc, dumneavoastră stați aici, de-o merg prin țară. Țara aceasta este o rană deschisă. Oamenii aceștia suferă. Și atunci eu acuz public lucrul acesta. Cum îți permiți în țara aceasta tu să schimbi busola ca această corabie să intre în stânci? Și de aici astea sunt consecințe. Dacă noi lăsăm, nu e vinovat ăla care... Vă spun de ce își permit, pentru că societatea este inertă. Cine? Societatea este inertă, nu mai există reacție la abuz, nu mai există sancțiune societatea... de niciun fel. Societatea după, atomizată. După 50 de ani de comunism a fost distrusă, 30 de ani de bestialitate
din asta pseudo-europeană în care s-a creat confuzii. Ce vreți mai mult de la poporul român? Ce vreți? Cum zic, zicem că sunt atomizați. Eu am întâlnit cu oameni care nu sunt atomizați. Apropo, individul înseamnă atom, adică nu, singur. Societatea e bun, persoana, persoana nu înseamnă atom. A dispărut coeziunea, nu. Da, dar să știți, există lucrul acesta, nu trebuie răpit. Există putere personală. A dispărut coeziunea și în timpul comunismului la suprafață. Pe dedesubt există un liant. De asta este atacul direct dat bisericii. Pentru că biserica ne-a ținut împreună. Ăștia au să zic că mâine, nu știu ce, ca o armată de trepăduși, de postaci, delir, mistic, nu mai știu ce. Ce ne-a ținut pe noi? Gândiți-vă dumneavoastră. Ce ne-a ținut pe noi 2000 de ani, dacă nu, și înainte, cum să zic, dacă nu această râvnă religioasă? Noi suntem raportați așa cu transcendentul. Ei, asta este ceea ce enervează cel mai tare și asta trebuie dărâmat. Și dacă noi nu reacționăm la lucrul acesta, vinovat nu este ăla care spune să-ți dai chiloții jos, ci tu că ți-i dai. Nu contează ce funcție are, că este președintele statului, că e președintele Comisiei Europene. Nu președintele statului și președintele Comisiei Europene a format poporul român sau orice popor de pe suprafața acestui pământ. Sunt taine inexplicabile. De asta spun că în momentul ăsta în care coeziunea e în mod evident pe cale de dispariție, a mai rămas ceva, a mai rămas comuniunea aia din seara învierii, când rostești Hristos a înviat împreună cu toate celelalte voci, când te simți alături de cei care cred la fel ca tine în taina și minunea învierii. Ori, evident că anul ăsta o pui între paranteze că ai un motiv planetar, nu? Nu mai putem să marcăm o sărbătoare pentru că avem un pericol global. La anul însă, cine știe, vor fi unii care vor da crezare noi ideologii asta care împinge Biblia de pe masă și vei pierde și comuniunea asta. Dați-mi voie să spun că așa este, dar cum să zic, ce facem? Stăm așa, spectatori? Știți că era Alexandru Codim Ironescu, marele martir a închisorilor românești, a zis, domne, Nu putem, cum să zic, sta pe malul râului și să hamletizăm asupra notului. Ne aruncăm în apă. Hamletizăm, tot facem părerologii aici, politice, nu mai știu ce, toate chestia asta, când sunt demolate, pentru prima oară în istoria acestui popor, nici comuniștii n-au îndrăznit să se atingă de lucrurile astea într-un mod atât de violent, de abject și fără scrupule. Nici comuniștii n-au putut să aglutineze, cum să spun, atâta tineret săracul sălbăticit și înstrăinat, care, cum să zic, n-a zis să solidarizeze. Numai valorile aglutinează chimic, pe bani, pe o ideologie de moment efemeră. Mai târziu vor regreta imens pentru că sunt împotriva poporului român. Păi gândiți-vă, cum să zic, că cu mâna aia pe Biblie s-a jurat. S-a jurat în momentele esențiale acestui neam și când s-a plecat pe front. Știți că partizanii, toți care au fost împușcați, au fost găsiți cu Biblia în buzunar. Ei luptau pentru țara aceasta, cu Dumnezeu în față. Dar am avut, și am ăștia, avut un moment... stați puțin, ăștia cine sunt? Consideră, pe Biblia este sfântă. Cu ea s-a murit la piept. Și îmi dați exemplu aici niște, cum zic, epifenomene săraci ideologice, care fac dansuri de, cum zic, ferie pe gheață ideologică. Pentru mine are o semnificație. În clipa în care are o semnificație, eu nu pot să calc un simbol în picioare. De asta am spus, Patriarhul este un simbol al Bisericii Românești. Drapelul este un simbol. Dacă lăsăm să fie călcat, noi suntem distruși. Știți că la un moment dat a existat și a și fost votată o inițiativă legislativă prin care era dezincriminată defăimarea simbolurilor naționale, adică a călca drapelul și erau reîncriminați martirii din închisorile comuniste. Sigur. Deci putem scuipa pe tricolor, liniștit. Da. Putem să ne înjurăm patriarhul, putem să ne înjurăm biserica și în schimb, haide să adulăm ce? Ce schimb, domnule, dacă dumneata mi-ai luat Biblia, spune și mie, ce pui în loc? Pui Constituția, este ca și cum mi-ai luat mama și îmi dai un om de pe stradă, o guvernantă care știe niște reguli. Știți, apropo de asta, era un mare profesor de gestică în Franța și a spus, uitați-vă la mâinile unei mame care ține un prunc și uitați-vă la mâna unei asistente. Asistenta ține pruncul cu mâinile așa, mama ține cu degete desfăcute ca să nu cadă jos. Eminescu spunea, credința ortodoxă este mama poporului român. Și nu vreți aici, pentru că avem și catolici, și greco-catolici și alte religii, fiecare trebuie lăsat în matca lui sufletească și respectat pentru bunul Dumnezeu. Nu vedeți ce se întâmplă în Franța? Tocmai datorită faptului că nu s-au respectat niște lucruri care fac parte din taina unui om.
Și atunci se miră, adică tu ai fost virgin, n-ai făcut nimic. Păi ei au lucrat pe dublu plan, eu asta vă spun. În loc să te ocupi de pandemie, în loc să te ocupi de faptul că toți virusologii au fost prinși cu garda jos, știința este la pământ și este incapabilă, tratează cu carantină ca nevul mediu lucrurile astea, spaima este una legitimă și vieții doctori sunt acolo ca niște martiri, tu pe dedesubt lucrezi la așa ceva. Ce te face să lucrezi la așa ceva? Am sentimentul că lucrul ăsta s-a făcut premeditat. Dar ție nu ți-e teamă, tu nu ai grijă de celălalt că este bolnav, că țară, lumea asta pătimește? Pe tine te ocupă faptul ca să-mi schimbi punctele cardinale? Să-mi faci din România aceasta o țară a nimănui, un neant? A fost o șansă, acel referendum pentru familie, care era o șansă a manifestării... A fost o diversiune. A fost o diversiune tocmai ca să, cum să zic, tocmai ca să slăbească. Domnul adică meu, eșecul ei să fie valorificat? Nu se pune în discuție credința unui popor. Da, acolo limba era română pusă... nu este nici facultativă, nici obligatorie. Limba română este. Credința creștină pentru acest popor nu este nici obligatorie, nici facultativă. Ea este. Și ce este, nu se pune în discuție. Despre asta este vorba. Da, acolo Constituția și Biblia asta, care ar trebui să stea una peste alta la momentul jurământului, se încerca a fi întrepătrunse. Da? Păi n-ai cum să întrepătrund, eu am cum să întrepătrund fiorul mamei mele cu asistenta medicală. Ba da, că și asistenta poate să-și desfacă la un moment dat mai grijulie degetele pentru a nu scăpa copilul. Dar nu e mamă. Nu e mamă, dar poate să manifeste grija maternă. Păi lăsați asta, asta și putem statul... discuta, ea poate să-și manifeste orice. Nu are taina, nu m-a născut asistenta medicală pe mine. Bun, dar dincolo de metaforică, avem realitățile concrete în care statul și biserica, de pildă, da, statul și cetățeanul credincios, să zic așa, interacționează în diverse feluri, de la ghișeu, da, până la plata, da, impozitului. Acolo de este la... un contract și eu mă duc la bloc și îmi plătesc impozitul, bun, acolo la bloc, și cu taxele. Și atunci când cineva vrea să... Dar nu-i sărut mâna administratului, îi sărut mâna pentru gaze și pentru ce mi-ai dat. Nu, eu altă, nu înțelegeți chiar sistem de referință. Îl respect pe administratorul de bloc, niciun fel de problemă. Dumneavoastră îmi puneți mie că administratorul de bloc se combină cu preotul de la biserică? Nu are nicio legătură. Eu nu mă rog la administratul în genunchi să rămână, da, domnul administrator, dați-mi multă sănătate. El poate să mărească chiria. M-ați înțeles? Despre asta este vorba. Ce facem confuzii, confundăm contractul social, care e normal, e natural. Băieții ăștia nu vedeți că sunt niște amețiți, niște rătăciți? Cine sunt ăștia? Că pe Biblia aia a mers draga Alina în război. A mers mareșalul Antonescu, a mers marii noștri eroi. Pentru Biblia s-a murit. Cine sunt ăștia care, cum să zic, ies din spațiul semnificației, spunea Alexandru Dragomir, pentru mine un teritoriu oarecare este țara mea, pentru mine o limbă oarecare este limba mea, pentru mine un trecut oarecare este trecutul meu, este acea, cum să zic, imponderabilă și intraductibilă pentru mine. Pentru mine Biblia este credința și este sufletul meu și a strămoșilor mei. Iar cu chestia asta nu poți să ieși din domeniul semnificației, să te ștergi și așa pe picioare, zice, bă, de acum nu mai ascultăm Biblia, mergem pe mersul trenului. Pe mersul trenului mă duce trenul până la Urziceni. Nu mă duce până la Dumnezeu. Aici trebuie făcut, cum să zic, foarte clar lucrul ăsta și strigat public, ca oamenii să aibă curajul mărturisirii. Eu nu sunt aici să fac un scandal. Revolta mea este una legitimă, nu că Dan Puric a fost lovit, ci că poporul acesta este batjocurit din ce în ce mai mult. Și au început să fie bajocurite simbolurile. Bun, și a nu fi spectator înseamnă a urca pe scenă, da? A nu fi inert înseamnă a acționa. În clipa de față, pentru ca cineva să dea semnalul care ar putea să ducă la oprirea acestor atacuri, trebuie să aibă autoritate morală, trebuie să aibă căderea să facă o astfel de atenționare. Are cine? Da. Cine? Eu. Bun, sigur. E util. Și alături de mine sunt atâția. Eu sunt un nimic, domnul meu. Sunt atâția oameni morali în țara asta. Eu am întâlnit cu oameni simpli, extraordinari, care au autoritatea morală ca de la om la om. Ăștia care stăteau la distanța aia. Dar trebuie autoritate și implicare, nu merg separat. Lăsați că lucrurile astea, știți cum mi-a zis păi mie... Păi ele tot lasă, dar ele nu se întâmplă. Vă spun eu, știți ce mi-a zis mie părintele Arsenie Papacioc? Am fost o dată la acolo, m-am împins ăștia, eu nu vreau. Și am zis, părinte, trebuie să facem o societate civilă. Și a zis, bă, de ce vorbești limbi străine cu mine?
tu să faci ce ai făcut până acum, să pui cărămidă creștină în sufletul fiecărui român și așteaptă că vine Dumnezeu cu mortarul. Dumnezeu este autoritatea. Aici sunt cărămizi care se vor uni. Vă spun eu că mă duc prin țară. Și acum, în, cum se zic, în plină pandemie, am putut să merg și la o sală de 400 de locuri, erau 45 de inși care reacționau ca 5.000. Nevoia fantastică acestui popor de a se redresa, de a dăinui, tot timpul dă-i în cap, dă-i în cap, stâlcește-l, mutilează-l, își cer să-și pună speranța în legis. Când au ieșit oamenii aceia, iau exemplul dumneavoastră, da? Și, mă rog, pilda pe care ați împrăștiat-o celor de acolo din sală. Când ei au ieșit de acolo, din incintă. Păi nu s-a apucat să facă nimeni în grevă. Păi eu vă spun așa. Nu cerem, nu cerem nesupunere, nu cerem no, eu am văzut altceva. Ați auzit de... Da, unul dintre cei 45 a devenit la rândul lui propovăduitor al acestor semnale alertă. Stați puțin. Știți cum e? E un proverb chinezesc. Nu măcănitul, ci bătaia din aripi a unei rațe ridică stolul în aer. Libertatea, un om se contaminează cu libertate. Există și efecte, toată lumea a fost un mare medic și îmi spunea că sunt boli cu cauze necunoscute. Uitați-vă și la virusul ăsta. Creștinismul n-a lucrat niciodată pe moment. A lucrat întotdeauna în timp. Știți că pe vremea Sfântului Ioan Gură de Aur, împăratul a cerut acolo unde era el episcop, cred că în Cezarea, nu știu, vă dau un exemplu că, istoric adevărat, a cerut să se ia impozite, nu, taxe pentru că trebuia să serbeze ziua de naștere. Iar romanii, soldații au fost violenți, au intrat și au bătut. Și atunci oamenii s-au revoltat. Soldații au fugit, erau puțini și s-au dus la guvernator, cum m-aș duce eu acum la aștept. S-au dus și de frică l-a fugit. Și atunci ei, în adrenalina aia a furii, au dărâmat statuia de aur. Știți ce înseamnă să se dărâme statuia de aur a împăratului? S-a dat ordin ca orașul respectiv să dispară de pe suprafața pământului. Și oamenii atunci s-au speriat, s-au dus la Sfântul Ioan Gură de Aur și a zis, ce facem? El n-avea forțe, ce să scoată? Să scoată trupe? Și atunci a zis așa, intrați în casă. Oamenii s-au baricadat și au chemat pe sfinții din pustie să vină. Și pe străzile alea pustii mergeau șchiopii aia slabi care se rugau pe acolo, vai de capul lor. Și au venit legiunile romane, vum, 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 vum. Și un moșneac de 80 de ani le-a făcut semn să stea. Ei nu puteau, că erau deja încreștinați, nu puteau să treacă peste un moșneac. Peste o armată puteau să treacă, peste un moșneac nu puteau să treacă. Și știi ce l-a zis bătrânul, sfântul? Descălecați! Spuneți împăratului vostru că atunci când poate să dea viața, atunci o ia. Încălecați. I-au zâmbit, ce era un moșneac. În drum spre guvernator și-au schimbat proiectul, n-a mai murit nimeni. În drum spre. Un om ascultă în biserică un cuvânt la liturghie. În drum spre se întâmplă ceva. Așa s-a întâmplat cu poporul acesta. Nu este imediat, că nu sunt, cum să zic, la noi biserica nu e formată din activiști de partid și din ăștia cu idei crețe de dincolo. Imediat, eficiența pe moment e tragedie în timp. Se întâmplă ceva în sufletul omului. Și în seara aceasta, când dau sufletul aici, credeți că sunt oameni care nu înțeleg? Și știți cum zice Gorki? Nu ce spune omul. De ce o spune? De ce mă zbat? Asta e limpede și cred că fără astfel de voci, probabil că liniștea ar fi cea tombală. Sunt însă prea puține. Sunt însă nearmonice. Și am văzut de-a lungul timpului pe cei care au făcut pasul spre Agora, care au hotărât să se implice, venind din lumea intelectuală, venind din zone care poate nu aveau tangență imediată cu administrația. S-au pierdut pentru că au fost singulari. S-au pierdut pentru că în jurul lor era ori inerția care îi măcina, ori era din potrivă respingerea că nu ești de-al nostru și ne strici aici. Am înțeles. Habitatul. N-au pierdut că erau singulari. Au pierdut că s-au băgat în sistem. Eu am să vă spun s-au retras ca să nu se contamineze ei înșiși. No, în primul rând, arma de luptă în România nu este arma politică, că e confiscată de servicii. Despre ce vorbim noi aici? Iar serviciile au trădat de mult. Că or fi oameni prin servicii care mai sunt naționaliști și creștini, asta e altă treabă. Au terminat. Țara asta trebuie făcută așa. Puterea, zic, este puterea sufletească. Ei au pierdut că s-au băgat în sistem. Mie un regizor care a stat mulți ani în America mi-a zis să zic prostii pe scena Teatrului Național.
Și am zis, cuvintele să le simt că uite, we have to be democratic, now we have to be together. Și am zis, nu pot așa ceva. Dar de ce? Ești pudic? Nu, zic, sunt puric. Doi, mi-au sărit colegii în spate atunci să zică că sunt comunist retardat. În sală, la repetiții, era un om cu părul alb, un mare actor, care a zis, dragul meu, i-a zis regizorul, șocadănuț, nu pot să spun cuvintele acelea. Și zic, dar de ce nu pot să spui? Că noi trebuie să ne modernizăm. Erau cu ăștia, cu creierul pe moați. Nu pot să spun. Pentru că dacă spun, se întoarce mama în groapă. Grija aceasta. Și n-a spus-o. Nici eu, nici el. Aici este problema. Știți cum a zis Petre Țuțea cu colonul Crăciun? Băi, Țuțea, bă, fiști tu odată de acord, bă, cu uite, partidul construiește. Doar, domnul colonel, pe tocmai de asta sunt aici, domnule, pentru că nu sunt de acord cu dumneavoastră. Eu nu sunt de acord fundamental. Sufletește, matca mea sufletească. Domnule, ăștia nu se pot juca cu cu energiile identitare a unui neam. O vor păți. Dumnezeu mă iartă. Legile naturii niciodată. Ăștia se joacă în inconștiența lor și în slugărnicia lor atavică cu energiile identitare acestui neam. Iar poporul român are o identitate specifică. Bulgaria au alta, Ungria alta, evrei altora. Nu te joci cu nicio identitate pe suprafața acestui pământ. Apropo de... Sigur că atunci când bariera socială e pusă cu brutalitate, ea poate să lase o urmă. A spus cuvântul, cu brutalitate. Mm-hmm. Pentru că altfel, dacă există dialog, dacă există înțelegere a nevoii, probabil că poți să ajungi la același rezultat. Credeți că dacă acestui popor, așa, nenorociți ăștia de români, din care cu mândrie fac parte, i s-ar fi explicat în niște termeni umani. De exemplu, când a fost de Paște, în loc să sune ea prin tromboane, stați în casă, să li se explice și din partea epidemiologilor și din partea factului politic că lucrul acesta e chestie de igienă, de necesitate. Doi, nu s-a acordat nicio încredere creștinului. A fost considerat ca un animal care se împinge în moaște, care moaștele l-au considerat hoituri. De unde au venit acești oameni aproape satanizați? Și să li se spună, stați în casă că veți avea mormântări. Vreau să spun așa, ca formă, ca atitudine. Dacă iubești un om, chiar dacă nu ești de credința lui, nu te exprimi niciodată așa. Pentru că îi jignești, cum să zic, un fond al lui. A spus foarte bine, cu brutalitate, ce vedeți aici? Țineți minte ce vă spun, se va generaliza în toată lumea. Suntem într-un plin război, care abia a început. Și este un război, în primul rând, oamenii aceștia care m-au uitat, uitați-vă totuși, niște oameni spământați, niște oameni care simt că libertatea lor este afectată. Factorul medical a fost confiscat de cel politic, iar omul simte lucrul acesta, că sub pretextul medical a unei evidențe, este o speculație criminală nenorocită politică. Și mai spunea ceva colegul nostru de acolo, de la Barcelona, Radu, comunicarea confuză. La noi avem, din păcate, aceeași măsură strâmbă, în care ți se spune, stai în casă de Paște, dar ieși în număr cât mai mare pentru alegeri. Ți se spune, s-ar putea ca și de Crăciun să stai în casă, dar înainte mergi din nou la urna. Din punctul de vedere, biserica trebuia să ia măsuri, să ia moaștele precuvioase Parascheva și să le repartizeze în cabine electorale. Că atunci se și sfințeau ăia care s-au dus acolo. Să mă ierte bunul Dumnezeu, dar în istoria bisericii nu s-a întâmplat așa ceva și au fost și comuniștii pe deasupra și turcii și mai știu ce. Niciodată. Deci dumneata face igienă la sfinții, nu o să face igienă în Parlament. Vedeți, a spus un cuvânt extraordinar. Brutalitatea, lipsa de comunicare, lipsa de înțelegere. Știți că Tolstoi zicea că inteligența înseamnă înțelegerea lucrului. Ăsta n-a înțeles nimic din poporul român și nici ăștia care ne conduc. Nimic! Pentru că în clipa în care înțelegi dintr-un om, ai grijă să nu rănești, să nu jignești. Și doi, cum să zic, acest popor a fost jignit pentru că a fost considerat o turmă. Nu vedeți că au apărut aceste articole în care ne-au făcut vite? Domnule, eu sunt bucuros că sunt o vită ortodoxă, pentru că am să vă spun, săracul ăsta, psihopatul, m-a trimis înapoi în Iezle. Oaia care face parte acolo din... Hristos s-a născut în Iezle. Din turmă. Și atunci, cum să zic, la aerul cald al vitelor, el a făcut, a deschis ochișorii. Despre asta este vorba. Bine că m-ai făcut o vită. Nu-i nimic. Apropo, o iau de la început. Apropo de ceea ce...